Astăzi avem 10 minute la dispoziție să găsim cât mai multe mașini abandonate de lux, iar locația în care ne aflăm este absolut imensă. Salutare, băieți! Eu sunt Antidot, iar astăzi suntem din nou în GTA 5, iar adversarul meu de astăzi este nimeni altul decât fratele meu mai mic. Da, ați auzit bine, din câte vedeți... Am turnat și sunt pregătit. Gata, ai terminat acolo, văd că te antrenezi din greu, deci înseamnă că este foarte pregătit pentru challenge-ul de astăzi. Însă, nu uitați și voi de la începutul acestui episod, spargeți butonul acela de like, hai să strângem cât mai multe la acest episod, poate strângem măcar 1000 de like-uri, ar fi genial. Iar în spatele nostru avem aceste două mașini de remorcare pe care le vom folosi. Desigur, în partea dreaptă avem mașinuța mea, care este cu albastru, iar în partea stângă avem și mașinuța fratelui meu, care este cu roșu, pentru că până la urmă este un challenge. Iar cel care adună în timp de 10 minute cele mai multe mașini abandonate de lux, e bine, câștigă și va câștiga și mașinile cu care va participa la niște challenge-uri. Însă, eu zic să pornim imediat, o să ne urcăm fiecare în mașinuța lui și o să avem câte 10 minute la dispoziție. Da, ați auzit bine. Deci, o să dăm startul imediat, da? Bun. În 3, 2 și 1, e bine, start! În căutare, băieți, o să mergem acum în căutare, să vedem dacă găsim ceva. Aici văd, mamă, ce-s cu locațiile astea. Oh, what? Ce-i asta în pământ aici? Am găsit-o, mă. Nu poți crește, l-a găsit până în același timp cu mine. Bun, dar nu este atât de dificil să găsești, trebuie să recunosc. Bun, o să venim exact aici. Opa, am prins-o. Ia să vedem. 3, 2, 1. Oh, uite ce-am scos-o pe asta, bă, frate. Oh my god, dar nu-mi dau seama ce este. Pare să fie ceva, o mașină din asta de curse. Problema este alta, băieți, că de fiecare dată noi trebuie să ducem mașinile astea, ei bine, acolo de unde am început. Bă, what? Mi s-a stricat cărligul ăsta, ce are, bă? Așa, perfect. Bun, deci o să mergem, o luăm pe aici prin stânga și uitați-vă și la mașinile astea care am sunt aici. Am pus-o deja. Ai pus deja mașina, oh my god, dar nu știu cum o aduc eu pe asta pe aici, asta e așa. Oh, am văzut o mașină aici, nu pot cred, ok, deci trebuie să o duc pe asta, ia să vedem. Bă, da, atât de greu e să duc pe aici mașinile astea, bă, tractate. Oh my god, bă, nu e bine, nu e bine, no, du-te în dreapta. Oh my god, oh my god, nu-mi place. Nu-mi place cum se mișcă chestia asta. Perfect, mașinile mele o să le las aici un pic mai în stânga, ceva de genul. Iar acum trebuie să ne întoarcem, că am văzut o piatră prețioasă, băieți. Da, ți-o zi bine, să zici și voi ce se vede acolo. Nu-mi dau seama ce mașină e aia, dar o cam vreau în colecția mea. Deci aparent aia pare să fie ceva interesant așa, nu știu, seamănă cu un Porsche. Deci hai să dăm cărligul jos. Jos acolo, tati, așa. Opa, opa, o să aici alunecă mașina. O, mamă, ce se duce aici. Ok, trage odată. Ai, bă, ce are, bă, mașina asta? Bă, zici că n-am mâncat, bă, frate. Deci trage mai tare. Holy, măiculiță. Asta, da, mașinuță, din câte văd aici, pare destul de scumpică. Deci hai să vedem. Dar văd și acolo o mașină, dar aia nu e abandonată. Cred că este al cuiva sau, mi se pare mie, habar n-am. Bun, hai să vedem dacă, bă, s-a dus asta așa. Deci nu pot să cred acum. Doamne, deci asta nu cum să mai dau acum. Ai găsit un Bentley, destul de interesant. Ce, am găsit un Porsche? Nu, mi-a rămas. Bă, dar nu mai pot să-i fac nimic la mașina asta dacă e acum așa. Este așa. Cred că facem o schemă. Aoleu. Ați văzut ce am făcut aici, nu? Da, mașina s-a dus așa cu roțile în sus și nu mai am cum să iau acum, cred că, sau. Bă, da, merge. Mă, ce? Nu, nu merge. Aoleu. Hai, mă. Și acum cum mai prind pe asta, băieți? Ziceți-mi și mie. Deci acum ce ar trebui să fac cu asta? Deci am prins de aici. A, cred că știu. Trebuie să dăm, trebuie să o lovim. Da. Trebuie să facem ceva de genul. Da, asta e din timpul meu, frate. Deci asta e din timpul meu. Nu pot să cred așa ceva. Deci uitați-vă cum mi-a rămas mașina. N-am pățit niciodată ceva de genul. Hai, mă. Hai, mă, Porsche, că am vrut să te repar, să te păstrez pentru mine. Dar aparent nu merge. Gata, acum gata. Hai că am făcut o dacă e. Hai că am făcut o dacă e. În sfârșit s-a rostogolit și mașina asta, că mai mult am pierdut timp pentru ea, frate. Deci nu pot să cred așa ceva. Uitați-vă ce mașină a adus fratele meu, deci mie mi se pare ireal, dar aparent de unde vine, mă, din partea asta, de pe aici, prin dreapta, ia să mai căutăm și noi ceva. Văd că se chinuie acolo ceva fratele meu cu o mașinuță, iar noi de aici, de la distanța asta, nu mai... opa, văd aici ceva roșu, dar nu știu ce e ăsta, este așa, deci aici văd ceva roșu, dăm cărligul, am prins-o deja, nu pot să cred, am prins-o, dar asta e cam măricică. Mamă, ce e și de aici, ăsta pare să fie un Jeep, dar uitați-vă, mașina asta se cam potrivește cu mașina fratele
copilului meu, dar hei, am găsit-o noi. Bă, pe aici nu pot să mă bag, frate. Deci pe aici n-am cum să urc, mașina asta e prea grea, cred că, sau nu știu de ce, dar în fine, hai că am reușit într-un fel sau altul. Deci asta e un SUV, avem aici un BMW din ăsta, pare să fie, dar nu-mi dau seama ce BMW. Pam, ceva de genul. Așa, bă, am lăsat-o, am lăsat-o, perfect. Și asta ce e aici lângă oamenii ăștia? Asta pare abandonată, băieți. Deci dacă mă întrebați pe mine, aia abandonată, n-are ce să caute acolo. Ori a trecut fratele meu pe lângă ea, ori nu știu ce a făcut, dar o să o iau eu dacă el n-a avut norocul ăsta. Hai, ia acolo, e mașina abandonată, nu? Da, eram sigur că e abandonată. Bun, deci asta a fost cea mai simplă chestie. M-am uitat de vreo două ori, dar dacă am văzut că fratele meu nu o ia, hai că am adus-o aici. Perfect, acum trebuie să ieșim și noi pe aici. Mă scuzați mașinilor și hai să vedem. Văd că fratele meu se chinuie pe acolo, am pățit și eu. Deci, been there, done that, dar... Oh, what? Am luat-o. Uite ce am găsit. Mama, ai luat și Lada, nu știu ce mașină era. Stai așa, cărligul în jos, ceva de genul. Și aparent am prins aici ceva destul de interesant. Dar ce-o fi? Aoleo, ce era? Tot un Jeep din ăsta. Dar nu-mi dau seama ce mașină e asta, bro. What? Ăsta nu arată BMW. Deci ăsta nu e BMW. Dar nu știu de ce am găsit două mașini mari la rând. Deci am găsit BMW-ul ăla și după aia asta. Bine, n-am găsit doar BMW-ul și după aia asta. Am găsit și mașinuța cealaltă care era un Rolls Royce. Bun, cred că trebuie să ne ducem pe partea asta, pentru că pe acolo e plin. Dar nu știu, eu am ales partea greșită, băieți. Deci uitați-vă ce greu e pe unde trebuie să mă bag eu pe aici. Și în momentul de față am găsit 3 cu astea două, sunt 5. Mai avem încă puțin, mai avem câteva minuțele. Bă, ne descurcăm până la urmă. Cred că le găsim pe toate, dar contează cine le găsește pe... cele mai scumpe sau pe cele mai puternice, care se potrivesc la challenge-urile de astăzi. Deci acolo am fost, n-am mai văzut nimic. Oh, ba da, am văzut ceva. Hai, hai cu spatele, cu spatele, tată, că am văzut acolo ceva. Deci, mamă, urlă să mă duc după ele. Wow, ce s-a stăpit aici, bă? Văd aici Lemerțan. Ok, mamă, a sărit cărligul instant. Mamă, ce mi-a dat aici, bă, băiatule. Deci ăsta e un Mercedes complet roșu. Deci astăzi avem noroc la mașini roșii, care s-ar potrivi desigur cu fratele meu. Dar dacă el nu a dat de aceste bijuterii, dăm noi. Da, pentru că și mie îmi plac bijuteriile astea de mașini. Bun, în momentul de față, opa, stai așa că trebuie să dăm cu spatele, că mașina asta cam sare din cărlig. Bă, opa, stai așa, bă, ce? Nu mai pot să o prind. Bă, băiatule, ia stai așa, trebuie să-i dăm aici așa, upsi, da, cred că am stricat-o. Dar până la urmă suntem mecanici. Dacă pățește ceva, dacă pățește ceva, o ducem la dealerul nostru. Bun, dăm aici. Ai ceva. Vezi ceva? Stai așa, da. Dacă vezi și tu ceva, e bine. Ceva alb. Ceva alb înseamnă că nu s-a dus în partea aia unde am fost noi. Bun, problema este că avem prea multe mașini, deci ne facem aici puțin loc. Pare rău, Mercedes, dar n-am ce face. Și trebuie să-ți aduc la cunoștință și ție și mie că mai avem mai puțin de un minut. Deci, ultima noastră șansă ca acum să găsim mașini este exact acum. Da, deci, opa, am văzut acolo. A, ăla-i frate meu. Da, credeam că am găsit o mașină roșie, dar nu, era frate meu. Și ce am mai văzut, ceva în pământ. Deci asta este ultima mașină pe care mai avem voie să o luăm exact acum și după aia s-a cam terminat și timpul. Da, în momentul ăsta s-a terminat, dar am prins mașina asta, trebuie să o scoatem. Bă, mă, las, iar am prins un Mercedes aici, mă. Ia uitați-vă la fratele meu ce a făcut acolo. Eu nu înțeleg ce e aia, ce a scos el din pământ, dar aparent al meu chiar sapă cu mașinile astea în loc să le prindă. Dar în momentul de față am mai prins aici un Mercedes. Văd că scrie AMG pe el, dar pare să fie ceva, ăsta nu e Jeep, nu? Nu, nu pare să fie Mercedes Jeep, dar ne uităm după aia, după ce ne ducem bijuteria în locul în care trebuie, ceva de genul, iar fratele meu va trebui să se grăbească. După altă mașină nu mai are voie să meargă decât după cea pe care a prins-o acum în cărlig, pentru că cele 10 minute s-au cam dus și eu, sincer, să fiu cu voi, bă, sunt destul de fericit cu ceea ce am capturat, pentru că aceste mașini de lux abandonate sunt geniale. Avem BMW, Porsche, ăsta e ceva Nissan, Rolls-Royce, ăsta cred că e Lexus, avem aici Mercedes Brabus și mai avem aici încă un Mercedes. Se poate spune că Mercedes-urile au tras la mine astăzi? Da, două Mercedes-uri. Da, da, se poate zice și asta. Mi-a așa multe. Da, chiar foarte multe am găsit acum. Deci e bine, văd că a venit și fratele meu ultima mașină. După mică alinie
aliniere aici a mașinilor și după ce am verificat valoarea lor, ei bine, avem în partea stângă un Porsche Panamera, destul de scump, cu luminițe pe acolo. Avem un Bentley, aparent de curse, de dinastia, e foarte șmecher, nu o să vă mint, chiar e tare. Bineînțeles că puteți să scrieți voi în secțiunea de comentarii care este mașina voastră favorită dintre toate cele pe care le-ați văzut aici. Și aparent, la fratele meu astăzi au tras Bentley-urile. Are și un Rolls-Royce aici, Cullinan, foarte șmecher. Și aici un Bentley, dar nu știu cum se numește modelul ăsta și de obicei nu prea scrie modelele pe ele. Vedem aici un Nissan Skyline, vedem un Porsche 911 probabil, avem un BMW X7 aici, un Brabus de ăsta șmecherău de tot, un Lexus, nu ceva foarte special. Avem aici un Mercedes care, surprinzător, nu este A, este GLC63, destul de scump, și avem aici un Rolls-Royce Spectre. Faza este că fratele meu a găsit până în momentul de față 4 mașinuțe, iar noi am găsit, ei bine, avem 5 cu 27. Deci, da, cred că cineva a cam luat la numere și, sincer, cred că și la valoare, pentru că, na, costă destul de mult, așa, nu? Da, cred că da, dacă am face noi un pic o adunare pe aici, posibil, dar vom trece și la challenge-uri. În momentul de față, fiecare dintre noi și-a ales cea mai rapidă mașină pe care a capturat-o, iar acum vom face prima noastră cursă cu aceste mașini de lux. Și vom începe de la benzineria din orășelul Paleto, adică de aici, și pe hartă ne putem uita, este exact în nordul hărții la benzineria asta, iar punctul nostru final este la benzineria de lângă plaja din Los Santos, mai exact aici. Da, e destul de departe, dar hei, este o cursă și va trebui să existe și un câștigător. Așa că ne vom urca în mașinuțele noastre, fiecare la el. Eu trebuie să mă duc pe partea cealaltă, pentru că am volanul aici pe dreapta. Ia să vedem, ne urcăm în dreapta, perfect. Iar în momentul de față o să dăm startul. Deci, a, și la tine? A, cum am văzut? Nu știu ce cu mașinile astea, dar o să dăm startul în 3, 2, 1, start! Și aparent avem vreo 8 km de mers. Mamă, ce aici pe străzile astea, bă! Ați văzut ce pe străzile astea, deci e plin. Îl văd și pe fratele meu acolo în spate. Hai să vedem dacă avem noroc astăzi la această cursă. Aparent mașina mea prinde 280 și ceva, 290 acum, și asta e viteza maximă. Nu știu cât prinde Bentley-ul la fratele meu, dar noi avem... Ah, nu! Da, e clar, am intrat în mașinuța asta. 260, mamă, ne ia din urmă. Dacă nu ne grăbim, cam 200 și ceva acum, numai 200 am, ia să vedem, dar măcar, nu, mamă, am venit pe drumul ăsta de destul de multe ori, deci nu este problemă, ne grăbim și aparent, în momentul de față, nu uitați voi să dați un like acolo, poate avem noroc și câștigăm, ne ducem, nu, m-am dus pe contra. Da, e bine, m-am dus pe contra, să știți ce să mai zic, ok, mașina jos, ok, ia să vedem, vine fratele meu, bă, nu-l văd, nu știu ce se întâmplă, aparent, în momentul de față, nu prea se grăbește. Adică după ce am făcut și chestia asta, dacă nu s-a grăbit, e ciudat. Dă-te, bă! Mamă, mașinuța asta s-a băgat acolo. Mă vezi? Nu pot să cred. Cum mă vede, mă? Nu, nu are cum. Ba da, mă, l-am văzut și eu, dar hei, ne-am făcut și de două ori accident pe aici și tot nu ne-a luat. Da, aparent, nu știu ce se întâmplă, dar măcar am avut noroc să dăm de o mașină atât de rapidă ca și asta. Mamă, ce mă duc aici, frate? Ce mă duc pe aici? Viteză maximă 330? Bă, mă laș, la linie dreaptă, aparent prinde 330 mașinoța, dar acum nu știu de ce scade la 290. Mamă, zici că are benzină, bă, băiatule. Bun, perfect, ne luăm pe aici, pe aici. Mamă, câte... Da, e bine. Noroc că le avem un pic așa să avem grijă pe aici, pentru că sunt groase de mașini. Ai făcut accident sau de ce ai zis așa? Da. Eram sigur. Nu! Ok, mi s-a întors și mie mașina. Mergi! Bă, ce are, bă, mașinuța asta? Du-te odată, ceva de genul. Și suntem foarte aproape. Yes. Du-te. Mamă, ce viteză avem acum. Suntem aproape de banca de pe autostradă, ceea ce este binișor. Am trecut de bancă, perfect, iar în momentul de față suntem atât de aproape. Oh my god, era să facem iar accident, perfect. Ce, m-ai văzut? Mama, deci că e atât de aproape, dar nu cred. Ok, pentru că n-aveai cum să fii atât de aproape, că m-am dus destul de bine. Mamă, ce tare e porțiunea asta așa și văd punctul de...
Oh my god. Da, avem aici winner, mates. Avem aici un mare, mare câștigător la prima noastră probă. Deci hai să vedem cam cât ia și frățiorului nostru se ajunge aici. Pentru că, văd o motocicletă, dar nu-i văd mașina lui. Na, e destul de bine. Iar acum începe runda cu numărul 2, în care am adus cele mai puternice sau mai tank mașini pe care le-am ales. Și desigur, noi vom începe din partea asta și vom face o rundă de sumo. Din câte vedeți, noi avem X7-le nostru și fratele meu se află exact acolo, în partea cealaltă, vedeți, exact aici. Și primul care pică de pe această platformă, e bine, a pierdut, da, și cel care îl împinge a câștigat. Deci, hai să ne urcăm în mașinuțe și în 3, 2, 1. Deci primul care cade s-a dus, băieți, și hai să vedem. Deci ori e 1-1, ori o să fie 2-0 pentru mine. 3, 2, 1, prima ciocnire. Upsi, hai că ne-am dus. Hai să vedem care reușește acum. No, mamă, cam greuți, băieți, că avem aceleași tipuri de mașini. Aoleu, nu prea bine, nu prea bine. Nu, mamă, ce are mai mașina lui? Mamă, nu prea bine, mașina lui e cam puternică, dar nu este problemă. Avem și noi alte. Nu, ok, nu, 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 nu. Bă, dar de ce e atât de rapidă mașina lui, bro? N-are logică, n-are nici un pic de logică. Mă dau cu spatele, că sunt mai în siguranță aici. Păi, da, mamă, stai un pic, mașina lui e mai puternică, nu o să vă mint. Deci mașina lui e mai puternică, ne ducem aici, ceva de genul. Oh my god, ce se duce, mă, frate, deci aia e mai puternică, bă, deci Rolls Royce versus BMW aici. Oh my god, oh my god, oh my god, trebuie să avem grijă. Grijă rău și uite ce ne lovește, mă, frate, uite ce ne lovește. Mamă, nu-i bine, nu-i bine, dăm și noi aici. Mamă, stai acolo, stai acolo. Dar n-am unde să-l împing aici. Mamă, da, a avut noroc la mașină din asta. Nu, bă! Nu mai zic nimic, e 1-1. Oh my god. Dar da, băieți, cam asta a fost tot și pentru episod de astăzi. Nu uitați mai ca de fiecare dată să spargeți butonul și acela de like și hai strângem cât mai multe la acest episod. Și până la viitoare am fost Antidot, baftă!